Ministerul Sănătății va utiliza și în acest sezon 1 milion de doze de vaccin gripal pentru imunizarea persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire în cadrul campaniei anuale gratuite de vaccinare antigripală. Într-un comunicat postat pe site-ul Ministerului Sănătății se arată că în cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății vor fi imunizate cu prioritate persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, precum și cei cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, dar și personalul medical. Ca în fiecare an, campania Ministerului Sănătății se va derula prin cabinet medicilor de familie și în unități sanitare cu paturi. Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, în momentul de față sunt în curs de finalizare procedurile de achiziție a vaccinului gripal necesar imunizărilor. Pentru campania de imunizare din sezonul 2012-2013, Ministerul a alocat un buget de 11 milioane de lei. Conform specialiștilor din Sănătate Publică de la Ministerul Sănătății, campania de vaccinare ar putea începe la sfârșitul acestei luni. Ministerul Sănătății recomandă populației ca în această perioadă cu fluctuații frecvente de temperatură să asculte sfatul medicilor, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor. Conform reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Sălaj, la nivelul județului Sălaj, de vaccinare antigripală gratuită ar urma să beneficieze peste 45.000 de persoane.